Cu ocazia sărbătoririi celor 164 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, sălăjenii sunt invitați miercuri să ia parte la o seară de muzică și poezie din lirica eminesciană intitulată Lea Steaua, ce va fi susținută de elevii Liceului de Artă Ioan Sima din Zalău. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Zalău, Casa Municipală de Cultură Zalău și Liceul de Artă Ioan Sima, care va avea loc în sala Avram Iancu a Primăriei Municipiului Zalău. Potrivit Gabrielei Hosu, managerul Casei Municipale de Cultură Zalău, vor recita în cadrul seratei Ioan Pintea, Bianca Cuibuș și Bianca Bicăzan. Vor interpreta soliști vocali și instrumentali, membri ai orchestrei ansamblului artistic profesionist Porolisum, Rodica Popseling, Diana Cosma, Ioana Lazar, Grigorie Grigoru, Ionuț Dârjan, Ciprian Ghiurco, Mihai Damian, Darius Stoica și Vicențiu Pop. În aceeași locație va fi și un vernisaj, expoziție realizată de eleve ai Liceului de Arte Ioan Sima. Toți cei care doresc să ia parte la această seară de muzică și poezie din lirica Eminesciană sunt așteptați începând cu ora 16 în sala Vramiancu a Primăriei municipiului Zalău.